Cunoaștem de copii. Domnilor, așa nu mai merge. O asemenea stare de lucruri, mă înțelegi, este insuportabilă. Bine, dar până când? Pentru că, mă înțelegi, suntem toți ca să nu mă exprim niște. În bine, mă înțelegi, un guvern conservator, fiindcă n-are cine să-l oprească, te-a lovit tot ce-i ce mai scump, pentru care nu există nicio apărare, fiindcă tăcem toții, și eu, și dumneata, și dumnealor, ca niște lași. Mă înțelegi, firește că o să-și bată joc de noi toți. A, dar nu mai merge. Cum să dumneatare, mă înțelegi, să zâmbești, să ridici din numeri, parcă ai fi un străin. Ridică-mi din numeri. Da, ai dreptate. Așa nu mai merge. Ați văzut ce fac mizerabilii, terpedeii, bandiții, care socotesc că dacă se strâng 200-300 la un loc, gata pe scandal. Oameni desperați, domnilor, care pentru un pisoi îl omoară pe taxiu. Pardon. Ce pardon, domnule, ce pardon? Ce, domnilor? Ia să fi mers dumneata și eu și dumnealor toți. Să fi mers ca niște cetățeni convinși să facem și noi o manifestație. Dar nu! Noi stăm ca pleje în cafenele, în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apelpisiții care vor să pui iar mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să ne răstarne sub felurite pretexte. La ăsta e cuvântul, domnule. Sub felurite pretexte. Tot mai rar când întâlnești la noi la București un cavaler înmănușat, gătit, înparfumat. În slujba noi și nici n-a fost, plâng mereu pe nar. Te mir de unde face rost de bani de buzunar. Dar pe cât am aflat, îi se cântă neîncetat. Hei, vin, tăticule, vin, pipicule, vin, cu portofelul plin, să ne distrăm puțin. Vin, tăticule, vin, pipicule, vin, cu portofelul plin, să ne distrăm puțin. Sfârșesc la lor, eu și eu.
arde. Mai dă mie unul ca ăsta și până mâine seară, nu trebuie mai mult, îți fac republică. Dar nu e. Dar o să-mi zici cu încetul să faci oțetul. Mai așteaptă când ai intrat zilele în sac. Păi bine, frate, până când? Așteaptă azi, așteaptă mâine. Nu mai merge, domnule. S-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică. Adică, zău, bobocule, de, eu cu mintea ca de femeie, pardon să te întreb un lucru. Ce procopseală o fi și cu republica? Ei, bravo, bravo, cap, ai minte ce-ți mai trebuie. Păi, judecă dintr-un singur condei, să ți explic. Întâi, dacă e republică, nu mai plătește nimeni abir. Zău. Al doilea, fiecare cetățean primește pe lună câte o leafă, toți într-o egalitate. Parol, de, par exemplu eu. Pe lângă pensie? Pensia-i bașca, pe legea veche, e dreptul meu. Mai cu seamă când e republică. Dreptul e sfânt. E, așa, da. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor. Maică, pregistă, doamne. Atunci de ce nu să facem mai curând Republica Soro? Ce, domnule? Gând la gând, bucurie, temei, o întâlnire pe drum de seară, o damă de verde iubește pe alta. N-ai pe care l-am iubit, pe care l-am adorat pentru eternitate, până la nebunie. Nu așa. Iubește pe alta. Seara ne întâlnim la carnaval.
să știu. Trebuie să o aflu. Să fie un scandal. Cum n-a fost până acum în universul? Uite, ți-o minte ca acum. 11 pe 23 orar. A căzut tirania, viva Republica. Ei, auzi vorbă. Răposata nevastă-mea de întâi nu s-a sculat încă. Să repede din pat și stic, scoală cu coană și bucură-te că ești dumneata mumă din popor. Scoală că a venit libertatea la putere. Ei? Și dacă chiar fă-ți socoteală, Galibardi, de acolo de unde e, a scris o scrisoare către națiunea română. Și ce spunea Gabriel din scrisoare? Două vorbe. Da. Două, dar vorbe. Te țin minte ca acum. Bravo-s națiune, halal să-ți fie, viva Principatele Unite și jos, semnat în original, Calibar. Dacă e așa, a vorbit destul de bine, omul. Unu e Galibar. Gata, dă-un șiras, dă-un știș de santimă. Va la viva concurența. Da, da. Unu e Galibar. Om odată și jumătate. Geantă la tine, Toane, geantă la tine. S-a mai întors. O fi la hipodrom, la curse. Să-l aștept și eu. Bine, dar dacă vine târziu, ce să fac, sărat de foame? Trebuie să închid prăvălia să mă duc la mâncare. Nu știu. Nu voi să știu de nimic. Iordache, sunt nenorocită. A simțit crăcănel ceva. Aș, crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită. Pentru? N-aie. N-ai pe care l-am iubit, pe care l-am adorat pentru eternitate. Până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit? Ei, da, e ce? N-ai mă traduce. Aș. Mă traduce la sigur. Oși de acolo. La sigur. De 8 zile nu l-am mai văzut. Îi scriu. Iubicule, am găfat o pleacă mâine miercuri la Ploiești. Rămâi singură și am retat. Sunt foarte rău bolnavă. Ei, nu se-i tragem un chef. Și Năică nici nu-mi răspunde. Iubește pe altul? Mi s-a făcut semn. Coanumiță, ți-ai făcut spaimă din gelozie. Trebuie să o știu, trebuie să o aflu. Coanumiță, dumneata tot zici că l-aștepți. Eu mă duc până aici să-mi buc ceva și mă întorc numai decât. Poți să te duci. Da, nu pleci, să nu rămâie prăbălia singură. Ți-am spus odată că l-aștept până mâine, până poimâine, până veni. Atunci mă întorc la moment. Mă rog, aici e frizeria domnaicirii mea? Da, domnule. Curățică, ochea lunecos și inima zgurdalnică. Pardon, madame. Mă recomand Iancu Pampon, fostist de bardiști și specialist în jocul de cărți. Mă recomand Mița Baston.
Mă rog, dumneavoastră, sunteți rudă ori consoarta dumnealui? Nici rudă, nici consoarta, domnule. Îi sunt. Adică i-am fost amică. Am venit pentru o mică afacere. Ca și mine. La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine o chestie de traducere, domnule. În amor? Da, în amor. Ca și la mine. Ca și la dumneata? Mi se pare, adică nu mi se pare. Sunt aproape sigur că sunt tradus. Ca și mine. Da, și vreau să mă lămurească, domnaie, al cui e biletul de abonament pe care l-am găsit azi dimineață în odaia la Didina? Didina? Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar. Fiindcă până să nu o cunosc, am fost tis de vardiști la Ploiești și sunt turbat de gelozie. Ah, mie îmi spui ce gelozia. Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Câte nopți. Astfel, dar azi dimineață, conița mea, de la 6 ceasuri, mă întorc acasă, la Didina. Dau să mă dezbrac și văz pe jos, lângă meșoară, 2 hârtiuțe. Mă plec. Cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec, le iau, ce era? Un bilet de abonament la frizeria model al lui Don Nae Girimea. Nae Girimea? Da. Și un bilet de amor de la o damă către bibicul ei. Bibicul? S-ar putea. Cum am citit hârtiuțile și am văzut pecetea pe bilet frizeria model Nae Girimea, mi-am luat iar pălăria și bastonul și am ieșit binișor din odaia Didinii. Domnule, zici că biletul de amor e către bibicul? Da. Și ai la dumneata biletul pe care zici că l-ai găsit în odaia Didinii? Da. Că să fost de grabă, domnule. Ia că tot. Am să-mi răspund. Domnule, nu te juca cu inima unei femei nenorocite. Spune-mi drept. Biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantei dumitale? Da. Jură. Pe onoarea mea. Uite-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, Mangafaua pleacă mâine miercuri la Ploiești. Rămâi singură și ambetat. Sunt foarte rău bolnavă. Vino negreșit. Am poftă să-i tragem un chef. A ta, adorantă, Miță. Acum uite-te bine la mine. De? Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta. Se poate? Da, se poate. Și omul care a fost la Didina dumitale este amantul meu. Amantul dumitale? Trebuie să-l știu și eu. Trebuie să-l văz. Eu nu mă mulțumesc pe răzbunarea dumitale. Trebuie să-mi răzbun eu. Jur să ne răzbunăm împreună? Jur! De la bil din colț, ascunde-te, iute! Căcănel, ce caută? Lasă de grabă! Te duci? Da. Dar chestia noastră cum rămâne? Ciudat lucru. Să fie vreo moftă angeaică? Dar cine-i persoana? O damă. Damă. Văd eu că e damă, dar cine e? Lasă-mi spui eu. Mă rog, aici este domnaie frizierul. Aici este, dar nu e acasă. Dar mă rog, se-ntoarce. Cine mai fi și ăsta? Aud, nu cred să se întoarcă așa de curând. Dacă aveți trebuință chiar cu dumneavoastră, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți. Nu spune că eu tot mai pot aștepta, poate să vin. Așteptați degeaba, domnule, vine foarte târziu. Păi de unde știi? Poate că vine mai curând. Cum dracu să-i fac vânt? Păi dacă spune odată omul că vine de seară, ce?
Poate să am noroc. Nu știi, dumneata, de câte ori pleci să stai un ceas și să stai cinci? Ei, de ce adică să nu pleci odată pentru șapte și să stai numai unul? Umei mustele și bușocurile paponeide, cu membrele pe picioare, s-au cu doamna Francisca Salabar în poziția sa mimică prin gol. În totul 16 producțiuni. La toate soare lune, lune, originale și nemai văzute. Ei, boierule, domnai, nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvăria, am treabă să mă duc în târg. Ah, închis? E, dacă e așa, atunci trebuie să mă duc și eu. Firește că trebuie să te duci, că nu o să te încui aici. Dacă e așa, salutare. Mă întorc eu mai târziu. Cu plecăciune, cu plecăciune. S-a dus. Al dreapului topitoc. De ce mușteria mi-o parte astăzi? Mă rog, cine-i negustorul ăsta? Urâtul ăsta? Ia m-am tot amic care a plecat. Care a vorbit cu mine adinare, Mița? Da, da. Bibicul ei? Nu stai bibicul? Da, frate, ce te prinde mirarea când îți spunea mantu, tamii care a plecat? Oh, am pus mâna pe bibicul, nu-l las nici mor, nici mor, nu-l las. Bibicule, pe mine mă cheamă Telemac, Mache, nu mă cheamă Bibic. Le faci că n-auzi, Bibicule, ești? Nu mă cheamă Bibicul, domnule, mă cheamă Telemac, Mache. Bibicule, ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare de mult, te caut, avem să ne răcuim amândoi. Acum nu-i vreme, dar până una altă, ca să știi cu cine ai de-a face. Îmi pare rău. Îmi pare rău, se poate. Nai, Bibicule, nu mă mai iubești. Ena. Pentru ce n-ai venit la altă seara când ți-am scris? Eram bolnava la altă. Minți! Ai primit biletul meu? Da? Unde mi-e biletul? Arată biletul. Păi semne că l-ai fi pierdut. L-ai pierdut. Bibicule, Bibicule! Vezi tu sticluța asta? Știi ce are în untru? Vitriol englezesc. Vitrion? Ce ești nebună? Da, vitrion. Ce? Te frică? Mirește că mi-e frică. Tu nu știi ce-i vitrion. Pentru ce-ți trebuiește? Pentru ce? Pentru dumneata, musumeică, și pentru Titina pe care o iubești. Titina la care ai fost astă noapte, mizerabile! Nu ai adevărat, am uitat de acasă bolnav. Pampon mi-a arătat biletul meu. Pampon? Eu i-am spus că omul cu traducere este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu i-am fost întotdeauna. Da. Ah, Pampon te caută să te omoare. Dar până să se răzbune el, am să vă omor eu pe toți. Pe tine, pe Didina și pe mine. Ia ascultă, vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal. Am uitat că sunt fică din popor și că sunt violentă. Uitați că sunt ploieșteancă naică. Da, ploieșteancă
Ce-am să-ți torn o revoluție. Hai, nu fi nebună. Ce o să faci, eh? Vrei să streacă, mănâncă, bea, pă, petrece și magnetizează, de? Nene, încă săracă, dacă ar fi el cum mă magnetizez și unde? Au aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai aflu astfel de chestii, nu-ți mai trimesc niciun gologan. Viu și slângesc urechile. Te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie, măgarule! Mi-a zis că-mi scrie Neneancu, măgarule! Percepție m-a învățat. Vrei să-ți dreacă? Mănâncă, bea, fă petreceri și magnetizează-te. Dar magnetizează-te strașnic cu jamaică. Și mă magnetizez. Dumneata ești de la percepție. Că atindez la percepție. Dacă atindez de mult, da? Și că atindezi azi, că atindezi mâine, o lună, două, trei, una. Vine, dar până când? Nu zic să mă fac ajutorul registrat, domnule. Dar măcar acolo, ce mă? Adică să te înainteze. Măcar un copis de clasa a doua. Ei, și acum câte leafă primiți în mână. Ți-am spus că sunt catindat? Nimic! Nimic? De 2 ani de zile nimic! Dar reținere nu va face? Asta ce-i dreptul, nu! Atunci tot e bine! Dar... Arde foc! Lucrează magnetismul! I-a dat de leac! Nu mai voi de da! I-am dat de leac! Vezi și când nu știe cineva, era aproape de mintea omului. Durerea devine din mășea. Mășeaua devine din răceală. Răceala devine din frig. Din cald devine când.
mai e frig, dacă nu mai e frig, v-a să zic că cărăceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Pare zamblo. Arde, pum, foc, lucrează magnetizul. Un rău ce tale. 5 romuri, 1,50. 6. Ba 5? 5 cu ăsta care l-am băut. Bine. Și cu unul care o să mi-l aduce acum, 6. Și am să tachinez astăziară, dar am să tachinez, pe toate am să le tachinez. Prea iubita mea, Angel, azi la curse s-a întâmplat un caz de o comedie mare, în chestia noastră, prin respectivul tău pampon și o individ. Trebuie să ne vedem de seară ca să-ți spui cum curge în defavor toată intriga asupra romanțului nostru. Să jur că devine ca la teatru, pentru care nu cumva să lipsești de seară de la carnaval, cum ne-a fost vorba. Al tău adorant până la moarte. Adame, mesie, dai
Fușcămur! Mamița, sunt eu, Iordache. Unde e Naie? Nu știu, nu a venit. Nu e adevărat. L-am căutat acasă și l-am găsit. Varghistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birjă. E aici, cu ea. Nu minți? Ei, da, da, a venit. Da, a venit și Crăcănel. Crăcănel? Nu e adevărat, m-am dat voie la plăiești. Da, băi, prea adevărat. Uite-l. Eu sunt Pipi cu mine, Iancule. Să-mi spui unde-i conița nemernică că te omor. A plecat la bal, în costum polinez. Oh, Bibicule, ai scos o femeie din minți, femeie ochealunecă și inimă zburdalnică. Asta dată nu mai scapam să-ți rup șalele. Știi cine e în bal? Ia ghici. Cine? Mița! Mița? A, da, a venit și Crăcănel. Ferește-te, Mița te caută. E, cum fac să scap de nebuna asta? Trebuie să găsesc pe Ghidina și să plec. Da. Și mă magnetizat. Lucrează magnetismul. Nu mai voi să calc. Mască, mă cunoașteți? Nu. Îmi pare rău, v-aș fi rugat ceva. Ce? Uite ce vrem eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște. Și nu aș vrea să mă cunoască. Ce e de făcut? Știu eu și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaște odată... Dar nu-i alta nimic de făcut decât să plecăm din bal. Nu, nu voi să plec. Voi să mai tachinez. Voi să mă magnetizez bine. Am eu o idee. Ce idee? Costumurile dumneavoastră sunt de la grandirop, ori particolere. Particolere? Și al meu tot particoler. Haide să le schimbăm. Și pe urmă să poftească Pipicul să mă pui în față cu Nene Iancu. Faină idee! Bravo! Haide! 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 La grandirop! Haide! Attention! Vals! Thank you.
Eu sunt Bibicu. Eu sunt Bibicu. Bibicu? Da, Bibicu, nene Iancule. Care v-a zis că mă căutai, Bibicule? Da, nene Iancule. Și eu te căutam, Bibicule. Stai, se mutai. Fac scandal. Ce poliție! Șerule, să ne despușim după ce mă atași la sacru meu amor. Amăgești o pință nevinovată, o femeie. Uite un necoș, inimă furtalnic. Stai! Eu n-am amăgit nicio femeie. Ele m-au amăgit pe mine. Scandal? Să ne deslușim. E o încurcătură la mijloc. Spune care femeie. O știi bine, Didina. Nu cunoaști nicio Didina pe amanta mea, o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița, dacă au Michel ce ești, nu te-ai mulțumit numai cu amantă. Ai atacat și pe amanta mea, pe Didina. Ai nenorocit. Nu e adevărat. Am dubez. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizerie. Nu e adevărat, eu nu mă las cu abonament. Un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Da. De care spune eu că e o încurcătură? Nu, eu nu sunt încurcătură, Michelule. Amanta ta mi ți-a scrisese de miercuri că te așteaptă, că Mangafaua pleacă la Ploiești. Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da, și tu, Bibicule, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina. O să-ți rup oasele. Oasele să-ți rup! Dai! Mi-e frică de o nenorocire. Să-ți fie frică de o nenorocire, pentru că precum ai vrut tu să nenorocești o femeie, ochi alunecoșire mă zburbaldică. Asemenea, să știi că o să te nenorocesc eu pe tine. Stai, omule, pentru Dumnezeu. Mița, miercuri, tu ești, Mangafau. Dumnezeule, am o bănuială. Eu am fost miercuri la Ploiești. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fie cu putință, Mița. A opta. Arată bilet. Ia că-te-l bilet. Da. Vrei să mă înșel? Mița m-a tradus. Af, 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 af. Mangafaua eu. Eu sunt. Mangafaua? Da, Mangafaua. Eu. A opta oară tradus. Este cu putință, domnul. A opta oară? Numai una, să te-o spui. Al șaptelea caz de traducere în vremea războiului. Am plâns cum plâng și acum, căci eu țiu mula amor. Am plâns și-am iertat. Pe urmă am prins-o ea și iar am plâns. Și iar am iertat-o. Nu de multe ori, dar cam des. Așa cam de vreo 5-6 ori. De desperare ce mi-am zis. Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume. Încă ai să mă fac martir al independenței. Și m-am înrolat de bună voie. Volentin? În Garda Națională. Știi, ca să mai emoi focul. Și închipuiește-ți dumneata acum. Și Mița. Și Garda Națională s-a desfințat. Careva să zică este un bibic. Să înțelegi, n-ai văzut biletul. Careva să zică este un bibic cu care devine în chestie de traducere și pentru mine și pentru tine. Trebuie să-l găsim, de bibic. Auzi, dumneata, să-l găsim. N-ai grijă, eu știu tactica poliției. Nu plunge. Ești Volintin? Că nu pot să mă stăpânesc, mie naturelul simțitor. Bibicul nostru e aici în bal. Didina mea e aici în bal.
Toate și mița mea. Da. Da. Adică nu. În sfârșit ce-ți pasă? Miro cu mine. Nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum ți-i faci eu. Haide. Nu plânge, ești volintir. Pune-ți masca. Mița, mița. No. O mai iert acum. Dar dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât-mă în son. Nu plângem, ești furitiv. Haide! Noaie! Pușcă-mi urmița! Leci, mizerabile! Nu vrei să mă cunoști, Năică? Nu vrei să-mi vorbești? Fugi de mine, ai? Postul Polinet e de tine cu Pipicu. Pipicu? Dacă mai faci un pas, dacă nu-mi vorbești, te nenorocesc. Ai crezut că dacă mi-ai luat sticluța de vitriol, nu o să mai găsesc alta? O, ți-am făgăduit să-mi răzbun și... Păi dacă e pe coarda vitriolului, nu-mi place. Nu sunt naie, ce poftești? Sunt Iordache, na! O, care v-a să zic că v-a schimbat costumul ca să mă jucați pe mine pe degete? Și-a crezut domnul Naie că scapă numai cu atâta de mine? Unde e Naie Iordache? Nu știu. Trebuie să fi plecat de mult din bal. Și-a plecat cu cheia. Pe mine m-a lăsat pe din afară. Ah, mizerabilul! Stop! Unde duci, Bibicule? Stai să treci și de chiobic. Nu mai cheamă Bibicu, domnule, mai cheamă Iordache. Nu, nu este Bibicul, este Iordache. Bibicul traducătorul este îmbrăcat în turc. Turc? Nu cumva să-i spui lucră, Cănel. Ai grijă. Înțelege, domnule, că nu sunt Bibicu, ce ești turbat? Vrei scandal? Da, vreau scandal! Lasă-l, nu e ăsta, am greșit. Bibicu e turcu. Turcu? Turcu care ne-a tachinat, tatineu. Haide, băie. Da, dama asta cine e? O damă. O damă? Bine, haide după turc. Când am fost adineaul în bal, m-a recunoscut unul. El trebuie să fi fost cărtener al tău. Știi că mă cheamă Divina Mazu, știi de pampă? În sfârșit l-a cunoscut. De-aia m-am schimbat costumul. Hai, Nai, să mergem, haide. Ei, hai să mergem, e târziu. Domnaie, domnaie, tot ai suniți. Plecați, plecați de grabă, cred că ne-l pampon și mița toți privă, caută să facă scandal. Fugiți! Așa sunt eu. Lasă! Uite și prietenii. Dracu să te ia. Când mă magnetizez, mi-e cald. Și când mi-e cald, tachinez. Trebuie să te fac un cadril. Ia că mi-am găsit și visa mea. Haide, haide. Ce mă duceți? Trebuie să facem un cadril. Mersi, drăguț, dar noi mergem acasă. Acasă? Cu costumul meu? Nu te las să pleci, dacă mă încerci să vin înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul, nu te las să pleci cu costumul. Ne mai întârzie, domnitor. Schimbă costumul și faci. Nu se poate. O să ieșim prin bal, nu ți-a cunoaște costumul. E ce-i de făcut? Spune-ți că mai rămânem. Ne strecurăm binișor și ieșim. Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem. Să mai rămânem. Să rămânem. Așa da. Hai să facem cadrilul. Sunt magnetizat și am poftă de cadril să-mi fac bun. Unde e Iancu să mă vază? Jucați-l o figură două până uite de costum și pe urmă o ștergem. Lasă-mă, ți-am spus să mă vezi de bărbat. Parcă mie nu mi-e frică de mine, Iancu. Ah, tu te-a băgut. Hai, de ce faci? Hai, hai, tăi! Ia ca turcu! Aaaa!
sfârșit. Jos masca! Iartă-mă, nene Iancule, nu mai fac! Până aici a fost din picule! Iartă-mă, nene Iancule, nu mai fac! Ajutor! Săriți! Ajutor! La pizzeria la donna Igilina. N-ai grijă, oricum avem pe unde ieși. Ne-am urât viitorul, domnule Nae. Bine, Sorovina mea este. Ei, păcatele mele. Da, firește, vina dumitale. Dacă știi cu ce republicană te pisită de proiești ai de-a face, nu trebuia să mă încurci pe mine. Măi, te-am vorbit aseară despre politică. Și te culcași cu fața în sus și fi lisat cine știe ce. Oane Leonido, sunt eu deșteaptă? I-am auzit cum te auzi și cum auzi. Bătălie mare, revoluție! Stai, stai, mințule, stai. Nu te importuna degeaba. Mă rog, de cum ai deșteptat pe mine? Ai mai auzit tu ceva? Ne vei vezi? O fi vreo ipohondrie trecătoare. Hai mai bine să ne culcăm. Hai să ne culcăm. Noapte bună, noapte bună, mițe. Noapte bună, băbucule. Mițule? Da? De mai culcat cu fața în sus, că iar visez urât. Thank you.
Deschideți ori sparg ușa! Deschideți! Ori spargem ușa! Sunt mulți! Sparg ușa! Se poftească să spargă. Ieșim prin curte. Am o idee. Îmi vine rău. Leșin! Leșin! Lasă, nu mai leșin. Cheamă poliția! Nu mai încă pe vorbă, este aici. Aici este Bibicul. Am să-l spun și eu. Cu dinții am să-l rup. Cu dinții! Eu nu pot să-l rup cu dinții. Hai, iată că o lampă. Aprinde-o. Frige! Ai spart cilindrul! M-a frit! Zebzec ce ești! Păi tu ce mă faci, Zebzec, domnule? Dacă nu taci la el, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat! Ce să spun? Nu te-am spus că nu mă poți stăpâni? Când mă magnetizezi, o taci ne străinic! Ia că dă o mască! Aici încă una! Și cel puțin dacă am fi sigur, sigurizim că sunt aici? Încă una! Trei! Este scoasă acum de pe obraz. E caldă! E sudată! Asta-i masca Didini, că-i cunosc mirosul. Să-i căutăm. Aici sunt. Uze! După ei? Bibicule, asta dată nu mai scap. Cu dinții am să-l... Eu nu fac să-l rup cu dinții. Stai! Poliția! 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 Drumul la negustoria, dacă pui mâna pe ei până nu fiu eu. Ai auzit? Nu e lucru curat, micule. Revoluție! Bătălie mare, Leonido! Prinde-l mâna aia. S-a dus? S-a dus? Fă-ți idee, domnule, să afle Nene Iancu că m-a dus la poliție. Te mai doare obrazul? De ce? De măsea? A, și-am magnetizat. Nu de măsea, de vitrion. Ce vitrion? Care s-l-a aruncat în unghi la ban. Mi-a aruncat cu vitrion? Ce mi-a aruncat cu vitrion? Da, mă, de, uite, ești plin de pete. Așa, păi ce reală violentă. Am cunoscut-o după miros. M-a stropit și în gură. Îi cunosc gustul. Știi? La lelea percepție când pic cerneală pe concep, o dată cu limba. Și-o șterg. Dar fă-ți idei, domnule, să afle Nene Iancu că m-a dus la poliție. Hai mai întâi să tragi în clopoțelul la o ospițerie. Trebuie să spreți o brață. Așa? Nu poți să ieși în lumea așa de pârlit. Dar fă-ți idei, domnule. Hai pe zonul, poate te așteaptă Nene Iancu. Dacă fi să fie revoluție, trebuie să scrii la ultimele știri. Reacțiunea a prins iar limbă ca un sfigoi în întuneric. Ea stă la pândă, ascusindu-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale. Națiune, fii deșteaptă! Și noi dormim, domnule, iute bine! Au, soro, zavragii vin în coace. Sunt eu de ochea drept aici, din smidără, mi-e casa.
Bambonele, unde ești? Aici. Unde? Unde aici? Pe lumea elaltă. Vorba! Acolo ce vrei? Dama de verde. Republicana. Oh, v-ați speriat? Pardon. Mă recomand Mița Baston. Mersi. Și eu, Didina Mazu. Ce cauți aici, madamo? Dumneata, ce cauți aici? Madamo. Eu? Sunt la amantul meu. Și eu sunt la amantul meu. Amantul dumitale. A fost, este și va fi amantul meu. Dumneata, ca o infamă, mi l-ai răpit. Una de noi două trebuie să moară. Să vedem care. Poftim! Un franc numero. Mai am două numere. Un portabac cu muzică. Are două cântece. Se poate datoria. Și care va să zică Bibicu erai dumneata, ai? Vezi bine. Mangafaua nu era meu. Așa, Mangafaua era unchiul fetii, epitropul. Și închipuiește-ți, Năică, Năică, dacă te întâlneam azi dimineață când am venit la frizerie, îmi spuneai numai decât cum a devenit chestia. I-ai înfășurat borcanele cu pomadă care le-a cumpărat Didina în ale două bilete și ne lămuream, dar eu... Prost! Ei, bravo! Sunteți bun de cinste! Eu dau băuturica. Și eu gustărica. Atunci eu mă duc să văd de prevălie. Da. Și ne întâlnim la Grand Hotel. Cu plăcere! Să trăiți! Nu că e frizier, dar e galant. Vine Pampon! Pampon! I-am scăpat de la secție unde erau închiși. Drept mulțumire, Crăcănel și Pampon fac cinste la Grand Hotel. Vrei să te lase Pampon? Da, nu! Vrei să-l lași pe Crăcănel? L-aș lăsa pe Mangafaua pentru tine, dar nu pot. Hai, 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 fiți pe de cu minți că mă supăr pe amândouă.
Mi se spun și vouă cum i-am potolit, ca să știți ce să spuneți, cum s-o potrivit. Hai, luați o birjă, mergeți acasă, vă schimbați și veniți repede înapoi. Hai, o să ne găsiți acolo. Hai. Mersi, Neică. Ești un bărbat, nu că ești frisier, dar ești galant. Da, ce drept, e drept, Neică. Ai făcut multe pentru noi. Se poate. Se întâmplase la mine acasă. Da. Ai văzut, domnule, că nu suntem pungași? Dă până dumneitare, domnaie, în persoană ne-a scos de la secție. Da, domnule Crăcănel. Nu mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Mache Rasachescu. De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, știi câte ceasuri sunt? Îți spui eu acasă ce-a fost. Gata! V-a curățat spițerul! Toate le-a scos! Ăstuia i-a dat o nebună la bal cu o sticluță cu doftorii în ochi. Și nu las? Aș, era cerneală violentă. Uitați-vă, vă dau un praf pe ură. S-a tras, mă, domn. Acul a tras. Hey, eu știu cine a câștigat-o. Cine? Iar eu, domnule. Închipuiește-ți ce noroc. Mine, la 8 seara. Da. Păi bine, frate, care mă zică ne încurcăm iar cu plăcere, Neică. Ce carnaval turbat! Doamne, bine că s-a isprăvit o dată istoria asta! O să dorm de-am picioare!